copiii cu 3i, astăzi vă vom prezenta Lego Duplo. Așadar, este vorba despre Lego Duplo de 80 de piese. Piese mai mult pentru copii, mă rog, copii mici. Se pot face 5 modele principale din ele. Iar restul modelelor pe care le vom vedea aici pe spate se pot face demontându-le pe cele 5 principale. Deci alea 5 o să le avem făcute deodată, să zic așa, cu toate piesele, iar celelalte le facem în combinație cu ele. Cum spuneam, sunt 80 de piese pe care le putem completa și la alte Lego Duplo pe care, dacă le avem, este foarte ok. Este recomandat copiilor între un an jumate și 3 ani. Da, acum, în funcție de copil, fiecare știe cum se poate juca cu el. Cutia este la fel foarte colorată, foarte multe informații pe ea. Avem modelele, cum vă spuneam, astea principale, avem și pe lateral mai mari, le avem și pe spate și mai mari aici, și plus celelalte secundare. Avem pe spate și numărul pieselor și ce fel de piese avem aici, culorile, câte sunt, avem și o elice, pentru că putem face și un elicopter. Avem absolut toate informațiile de care avem nevoie. Ok, hai să le și desfacem. Apropo de desfăcut, cutia are unde este scociul, este un sigiliu. Iar în momentul în care ai desfăcut sigiliul ăsta, s-a deteriorat și cutia, deci nu poate fi re-lipită. Mă rog, se vede în magazin dacă a fost lipită sau nu. Ele oricum sunt și niște pungi în interior, deci dacă lipsesc piese, probabil că sunt și pungi desfăcute. Eu l-am găsit în Ocean, l-am găsit cu 80 lei, dacă nu mă înșel. Iar am văzut prețul și până la 110 lei, deci variază, vreo 30-40 de lei, depinde de magazin și de unde îl luăm. Ok. Haideți să desfacem. Eu deja l-am desfăcut pungile de aici pentru că am și făcut modelele respective. Este vorba de 6 punguțe plus acest carton, această punguță cu cartonașe, în care ne arată din modelele pe care le putem face. Vedem aici, elicopterul, peștele, sunt 3 cartonașe, iată, aici Lego Product Feedback. Da, deci informații despre producător și site-ul acestuia și alte modele pe care la fel le putem construi. Bun, astea sunt într-o pungă separată. O să le las și eu separat ca să le pot pune pe astea. Deci sunt 6 pungute. O să le vărs pe toate aici. Da, și sigiliul. Sunt foarte zgomotoase pentru că sunt într-un plastic dur și se aud foarte tare în momentul în care le miști între ele. Ok, să le uităm pe aceste cartonașe ca să ne fie mai simplu. De exemplu, acest elicopter, pentru că pare cel mai ieșit din comun din set. Avem nevoie așa de un balon. O să fac elicopterul și celelalte modele principale, să vedem cum sunt. Deci, avem așa. Să facem. Avem piesa asta. Pur și simplu ne uităm că na, e simplu să faci Lego. Ar fi tare acum să nu mă pricep eu și să mă încurc pe aici. Că totuși
sunt copii mai mici care reușesc să le facă. Așa. Avem o cabină desenată cu acești doi pasageri. Mă gândesc că o fi și pilotul printre ei. Așa. Și o piesă care este unică și în care intră elice. Dacă o găsesc pe aici, uite că am și găsit-o. Asta. Și elicea care se bagă aici și încă o piesă în spate galbenă care este așa. Și iată că am făcut elicopterul din poză, fix la fel. Este foarte simplu de făcut, arată exact ca în poză. Ok, hai să facem repede și altul, peștele cu portocaliu. Cu portocaliu. Să-l și găsesc pe aici, că sunt înșirate. Uite-l și pe ăsta. Să-l pun spate în spate. Și cu negru. Și cu alb. Și avem piesă cu ochiul peștelui, care la fel este o piesă unică. Deci mai putem face alt pește. Vom folosi același ochi. Nu mai avem altul. Așa și mai trebuie una. Asta. Și iată, am făcut și peștele. Doi. Am terminat un cartonaj deja. Ia să vedem. Astea sunt celelalte modele. Inima. Avem inima. Care este cu roz și roșu. Bun. Două roșii. 3. Și iată, aici o să mă opresc un pic din în momentul în care fixez piesele, unele dintre ele, nu toate, nu au prinderea pe spate așa bună, mai ales când le pui în marginea asta, dar nu numai. Deci au fost piese care pur și simplu se desfac foarte, foarte ușor. Deci o să vedem la... este o floare. Și la fel, aia se desface foarte simplu. Nu stă, adică o iei un pic de mână și se desface. 3, ok. 2 roșii. Două roșii, cred că trebuie mai lungi astea de aici. Bun. Exact așa. Așa. Roz, roz, roz și încă două roșii. Iată și inima din poză. Fix la fel. O să o pun aici. Așa. Avem rața. Uite, iată rața. La fel avem piesă unică pentru ea. Una roșie avem aici. Galben, care vine de sud. Avem alta aici. Asta care vine de sud. Și picioarele portocalii. Nu le văd unde sunt. Sau le-am folosit eu la pește deja. Gata, le-am găsit. Iată și rața. Pardon, așa. Ok, avem rața. Și mai avem o floare. Care floarea o găsim aici. Și sus aici. Și pe spate dacă vrem mai mare. Și este așa. Este un verde. Deci mă refer la această floare de aici.
un verde jos, încă 3 în sus, la fel, vezi, un verde mai închis, așa, acest blu. Cam asta este floarea. Fix. La fel. Ei, astea sunt aceste 5 modele principale. Iar restul, dacă mai vrem să facem altceva, trebuie să le demontăm pe astea ca să le putem face. Deci, dezavantajul ar fi că nu este chiar o prindere cum aș fi așteptat, să zic, de la Lego. Adică, bine, unele le au, chiar au foarte bine. Dar nu se întâmplă la toate. Sunt dintr-un plastic dur. Au căzut de câteva ori la mine pe gresie. Păreau ca și cum se fac zob. Dar cât de rezistente sunt, nu pot să vă zic, pentru că deocamdată nu s-a spart niciuna. Deci, până în momentul de față, ar fi destul de rezistente. Sunt finisate bine, nu zgârie, nu înțeapă. În rest, culorile sunt foarte frumoase, foarte ok, n-au defecte, deci se vede marca până la urmă cum își punea amprenta. Cam asta este despre Lego și ne vedem la următorul filmuleț. Ciao!